Lista persoanelor îndreptățite să primească o locuință socială în anul 2022, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia Socială pentru analiza solicitărilor de locuințe destinate închirierii, a fost aprobată de Consiliul Local Deva în ultima sa ședință ordinară. Lista cuprinde peste 120 de persoane cu domiciliu în municipiul Deva, ordonate în funcție de punctajul obținut pe baza criteriilor de ierarhizare. Potrivit documentului, dacă mai mulți solicitanți au înregistrat punctaje egale, la departajarea acestora s-a ținut cont de vechimea cererii, în anul 2021 fiind depuse 65 de astfel de solicitări. În cea mai recentă ședință de Consiliu Local a fost aprobată lista de priorități pentru locuințe sociale pentru anul 2022. Au fost luate în calcul un număr de 121 de persoane cu domiciliul în municipiul Deva care solicită o astfel de locuință. Pentru această listă au fost luate în calcul dosarele care au fost actualizate până la data de 29 octombrie 2021. Dosarele depuse după data de 21 octombrie 2021 vor fi analizate în acest an, în vederea întocmirii listei cu ordinea de prioritate pentru anul 2023. Lista solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială în acest an poate fi consultată pe site-ul www.primariadeva.ro sau la sediul Direcției de Asistență Socială din Reședința de Județ, situat pe strada Ile Caragiale numărul 4.